Potrivit meteorologilor, de marți ora 21 până miercuri ora 15, mai multe județe, printre care și Prahova, Abuzău și Dâmbovița, va fi instabilitate atmosferică. Vor fi perioade cu averse torențiale local însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-25 de, de, de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.